pentru că încă n-au noțiunea foarte clară de spațiu, dar își dau seama, deja se știe că Pământul este rotund în epocă, se știe în mod clar că nu suntem noi centrul universului. Paracelsus scrisese despre sucubul și cubul, așa, despre deși tema era interzisă încă, că pământul nu e centrul universului, încă era teoria că Pământul e cer și cu totul se învârte în jurul lui. Așa, și stau unii, într-adevăr, din biserică, chiar și la 1630, care credeau că încă Pământul este plat și nu puteți să scuți din chestia asta sub nicio formă. În momentul când au apărut cărțile astea, Compendiul Marilor Întrebări, au stricat erezie de la început, bătrânii de acolo. Însă erau foarte mulți oameni bogați, cu foarte multă influență politică, care au susținut acest lucrare, dintre savanții, cu foarte mulți bani, deci cu averi, oameni care făceau de plăcere lucrul ăsta, care influențau politic regate, chiar și biserica. A fost o singură ediție. Tocmai asta este culmea. Că a fost prima și singura ediție. Restul, tot ce s-a mai publicat, au fost pasaje, interpretări, niciodată ediția completă. La volumul 6, unde mergem, la volumul 5, unde mergem, că este volumul 1, cine suntem, volumul 2, de unde venim, 3 și 4, în ce scop, 5 este de unde mergem, iarăși. Unde mergem este o nebuloasă, împărțită în 8 capitole extrem de importante. Fiecare capitol este o interpretare, deci nu sunt capitole de povestire, unde mergem. Fiecare capitol preia această întrebare, unde mergem, și dă un răspuns. Deci sunt 8 răspunsuri la întrebarea unde mergem. Cel mai interesant este că se abordează tematica cum mergem către nesfârșit. Că suntem eterni. Foarte interesant. Da? Mergem spre nesfârșit. Nu va exista nici Armagedon, nu va exista, și chiar dacă va exista, voi exista supraviețuitor. Orice pedeapsă vine și ne pedepsește Dumnezeu cu bol, cu ciumă, cu așa mai Armagedon, încă o dată potopul, vom supraviețui. Suntem într-un never-ending story. Așa, vom merge la nesfârșit. Urmașilor noștri vor merge la infinit. Este ultima teorie, ultimul răspuns, care se leagă puțin cu celelalte și este extrem de periculos. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Așa. Un volum pentru cât timp, acum având legătura cu unde mergem spre infinit, pentru cât timp este clar. Deci toată cartea este legată de la nesfârșit. Pentru cât timp la nesfârșit. Deja oamenii devin obraznici în volumul ăsta. Deja încep să se creadă un fel de zei. Încep disputele în cadrul bisericii și se interzic pasaje din volumul 7, pentru că unii au neobrozarea să zică pentru cât timp, atâta timp cât Dumnezeu există. Adică, dacă El a zis să se facă lumea și o să zică să nu mai fie lume, că s-a răzgândit, fac o altă lume, noi nu putem să mai dispărem. Noi mergem cu El în paralel, că suntem cu ar fi tovarăși de drum. Ceea ce biserica este complet înfuriată. Sunt chiar și savanți care zic, domne, e sacrilegiu, deja merge spre departe. Oamenii de știință mai tineri care insistă pe această idee și se scrie. Se scrie, deși ei nu o aprobă. Deci este una dintre teme. Volumul 8 și 9, de ce? Iarăși, o nebuloasă. Nu primești niciun fel de răspuns. De ce? Sunt atât de multe răspunsuri la de ce, încât, de fapt, nu ai niciun fel de răspuns. Mintea noastră nu poate concepe, nu la 1630, nici astăzi, răspunsul la întrebarea de ce. De ce existăm? De ce vom merge la nesfârșit? De ce vom coloniza alte planete? De ce ne-au vizitat? De ce avem în structura genetică generale descoperite care nu le utilizăm, inclusiv a nemuririi, că noi murim de boli și l-am descoperit încă leacul la cancer și noi putem să fim nemuritori? De ce? De ce? De ce? De ce? Este întrebarea pe care o pune copilul, cred că prima lui întrebare. De ce? De ce nu cade soarele? De ce? Cea mai profundă. De ce? Cred că de a spune tata sau mama, spune de ce. Este întrebarea fundamentală. De ce? Și aici este o nebunie. Deci volumele astea sunt cele mai nereușite pentru că se creează atât răspunsul la întrebarea de ce și pornesc de la Satan, Dumnezeu, chestii paranormale până la obrăzicia totală de a se considera egalii lui Dumnezeu, încât nu dă niciun fel de răspuns. Am și eu o întrebare, de ce trece timpul atât de repede? Ultimul volum și cu asta am terminat, motivația. Foarte rapid, că nu o să intre în reloare, da. Că avem un DVD de doar de 2 ore. Ultimul volum, motivația, este volumul care este interzis și astăzi de toate doctrinele. Motivația rămâne subiectul cel mai discutat chiar și în zile de astăzi. Toate astea pentru ce s-au făcut?
Hai să le dezvăluim, dragul meu prieten, tema, următoarea noastră temă, când va fi. Mi-ai propus totuși și mi se pare fabuloasă și excepțională și îți mulțumesc pentru propunere, să vorbim din unghiuri diferite despre percepția morții, despre întâlnirea cu moartea. Moartea ca entitate. Și moartea ca o entitate inteligentă, da, și autonomă. Inteligent și autonomă, da. Și tot așa o să vin cu cărți și cu gravuri extraordinare și o să facem emisiunea foarte interesantă, pentru că vom prezenta moartea văzută și din ochii unor supraviețuitori. Eu îți mulțumesc de două ori. O dată pentru că faci o emisiune foarte bună de fiecare dată și a doua oară pentru că mă inciți atât de mult încât după fiecare întâlnire cu tine mă simt atât de ignorant încât trebuie neapărat să mă apuc să mă deșifrez lucrările din bibliotecă. Nu vorbi așa. Adevărul este că oricât de mult am citit, ne dăm seama că știm din ce în ce mai puțin. Că asta este și senzația pe care o am eu. Ești un stimulant intelectual pentru mine de mare anvergură și îți mulțumesc foarte mult. Eu mulțumesc că m-ai invitat. Toate cele bune, ne revedem vinerea viitoare cu o temă la fel de interesantă. O să vorbim despre hrana vie versus Codex Alimentarius.